În orașul Leova este în proces proiectul privind extinderea rețelei de canalizare. La moment se finalizează prima etapă de conectare a localnicilor la rețea. În acest sens, pentru a afla mai multe detalii, discutăm cu primarul orașului Leova. Proiectul este destinat de extinderea sistemului de canalizare și construcției stației de pompare a apelor reziduale. În rezultatul acestui proiect vor fi conectate la sistemul centralizat de canalizare 716 gospodării de pe 24 de străzi ale orașului Leova. Lucrările sunt finanțate de Uniunea Europeană prin intermediul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei și Agenției de Dezvoltare Regională Sud. Costul unei conexiuni este de 18.321 de lei, din care 3.000 este contribuția gospodăriei, locatarului, și 15.321 este contribuția finanțatorului. Ca și contribuție generală a localității avem o sumă care depășește 3 milioane lei, din costul total de 47 milioane. Dacă pentru noi este o sumă impunătoare, atunci când vorbim de costul general al proiectului, este o sumă relativ nesemnificativă. Pe parcursul anului 2020, aproximativ 500.000 lei au fost colectate sub formă de contribuție de la populație, ceea ce denotă o dorință mare de a beneficia de servicii moderne. Conform condițiilor proiectului, în toamna anului 2021 urmează să fie date în exploatare toate rețelele, dar primele din acestea vor fi funcționale deja în luna mai-iunie ale anului curent. Este foarte binevenit acest proiect pentru canalizare, pentru noi, pentru populația, mai ales de la sol, casele de la sol. Este foarte, o ușurință foarte mare, că nu mai avem nevoie ca să curățim canalizarea și din punct de vedere ecologic tot e ceva mai bun, fiindcă ne dăm seama, știți cum, dacă nu este curățat la timp, atunci știm care sunt urmările. Mulțumim domnului primar pentru acest proiect. Înțelegem că este un proiect major, sunt cheltuieli mari, de ce și noi, populația, contribuim cu o sumă cât de cât pentru realizarea proiectului, pentru ușurința vieții mai departe. Cum? Pentru casă, pentru vieții, e bun că faci un biciou și în casă și ai vieții. Dar e că trebuie să schimbăm în baie de-am toți, că să fie aici. Da, este un proiect foarte bun pentru orășelul nostru și anume pentru locatari și pentru viitorul copiilor noștri. Foarte bun lucru făcut fondul european și cu primăriile noastre, primarul, viceprimar, Consiliul Raional, că face calendizări, n-a să fie pe toate râchile, pe toate să vie mașini, ar să fie ecologie bună și drumurile să le fac, cred că, normale. Ar fi normală un lucru fac. Eu cred că conectarea la canalizare e un lucru foarte bun pentru ecologie, pentru tot.